Decizie fără precedent, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a amendat Google București cu 10.000 de lei, după ce nu a luat nicio măsură și nu a informat Centrala cu privire la schimbarea pe Google Maps a denumirii Catedralei Mântuirii Neamului. Fapta Google București de a nu lua nicio măsură și de a nu informa Google Ireland Limited cu privire la schimbarea denumirii Catedralei Mântuirii Neamului în Catedrala Prostirii Neamului pe aplicația Google Maps reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate conform articolului 2 alineatul 1 și articolului 15 din Ordonanța Guvernului numărul 137 pe 2000 republicată. S-a aplicat sancțiunea menzii contravenționale de 10.000 de lei se arată într-un comunicat al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Cu toate că Google România spune că a eliminat prompt de pe Google Maps, eroarea inserării denumirii Catedralei Mântuirii Neamului, colegiul director obligă compania să publice un rezumat al hotărârii, cu link pe prima pagină a site-ului Google, varianta în limba română timp de 10 zile. Totodată, nici reacția patriarhiei nu s-a lăsat așteptată. Le mulțumim tuturor celor care au luat atitudine împotriva unui abuz intolerabil, a unei ofense la adresa Bisericii și punctuală la adresa Catedralei Naționale. Sesizarea vulnerabilităților unor importante sisteme informaționale, oricui ar aparține acestea, precum și sancționarea pasivității față de asemenea sesizare, este un gest moral de normalitate civică. Asemenea vulnerabilități informatice pot periclita imaginea oricărei alte instituții, deci sunt total inacceptabile, remedierea lor fiind o datorie a transmis purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, într-un comunicat remis presei. Este prima oară în România când o instituție publică cere Google să-și schimbe prima pagină, fie și prin publicarea deciziei administrative a CNCD.